Primarul municipiului Motru, Gigel Jianu, încearcă să facă toate demersurile pentru ca Motru să devină oraș. Susține că acest statut ar ajuta la reducerea taxelor și impozitelor. În plus, ar putea atrage mai ușor bani pe proiecte europene. Acesta este un deziderat pe care l-a prezentat locuitorilor municipiului Motru încă din campania electorală. Și încă mai aveți în plan să faceți toate demersurile ca municipiul Motru să devină oraș? Nu a fost aprobată, bineînțeles că alta a fost majoritatea și în Consiliul celălalt înainte și nu pot să inițiez și să desfășur o consultare populară, un referendum, pentru că sunt costuri destul de mari și atunci acest lucru se va întâmpla la alegerile din noiembrie, anul acesta. Locuitorii vor fi consultați în aceea zi cu alegerile parlamentare pentru a nu cheltui bani în plus. Voi iniția acest referendum. Vom consulta locuitorii, după care parcurgem toate celelalte etape. Tot se organizează niște alegeri, scrutin, și va fi și unul dintre punctele acestei alegeri, va fi și schimbarea rangului localității, ca să nu mai facem alte cheltuieli. Dacă demersul va avea succes, printre alte beneficii în Motru, taxele și impozitele ar putea scădea. De altfel, primarul din Motru nu este singurul care vrea referendum pe această temă. Marian Slivilescu, edilul din Tismana, se va consulta și el cu localnicii pentru a reveni la rangul de comună. Astfel ar putea atrage mai multe fonduri importante.